întotdeauna mi-a plăcut drumul ăsta spre Prislop. Nu știu dacă se aude foarte bine. Mașina mea face mult zgomot, dar peisajul este minunat. Din păcate n-am mai multe mâini și nu mi-a venit încă camera care este specială pentru filmări din mașină. Da, am să încerc să filmez așa și să conduc cu o mână, ceea ce nu e foarte plăcut, dar e frumos. M-am gândit să filmez asta pentru că nu toată lumea are posibilitatea să ajungă aici. Drăguț este că eu nu fac o evenimentele. Știam că e Sfântul Andrei, dar nu m-am gândit că... Știam că... Mă gândeam că vin la... Aici e Silvastru de jos. Mă gândeam că vin la Prislop, dar nu m-am gândit niciun moment că ajung la Prislop de Sfântul Andrei. Drăguț e că gândeam că de Sfântul Andrei am primit mașină. Adică de Sfântul Andrei mi-a venit Subaru, nu ăsta, altul. Mai nou decât ăsta. Asta e mașina mea, trebuie. Și mă gândeam că aveam să ajung să bat toată țara asta în lung și în lat. Că nu înțelegeam pentru ce mi-a dat Dumnezeu o mașină din asta, în condițiile în care nici nu vreau să am carnet. Și de fapt cred că a vrut să-mi facă o plăcere, ținând cont că e plictisitor să faci sute de kilometri. Când ai o mașină de-asta cu mai multe sute de cai, parcă devine mai plăcut și drumul către Prislop și peisajul și tot. E mai problematic să conduc cu o singură mână, dar mă strădui. Promit că o să am o cameră de luat vederi pe unde o să mai merg. O să filmez și o să le pun pe net pentru cei care vor să vadă. Și acum, în drum spre Prislop, mă gândeam ce a însemnat de fapt Prislopul pentru mine. Prislopul pentru mine a însemnat foarte mult. Pentru că la Prislop am ajuns când eram student la Politehnică. Habar n-aveam de nimic, nu știam nimic despre ortodoxie, nu știam nimic despre spiritualitate. Făceam arte marțiale, e adevărat, simțeam că există altceva, că există energiile, că există ciu, dar nu știam. Eram conștient de ele, dar nu știam că există. Și... aici un trei. Și am ajuns la Silvașul de sus. Am ajuns aici, țin minte, împreună cu fratele meu. Și pentru prima oară am simțit ceva special la mormântul părintelui și peștera Sfântului Ioan de la Prislop. Și mi-am dat seama că este altceva. Simțeam că ți se ușurează sufletul după ce vii aici. Cred că de asta am venit azi, ca să mi se ușureze sufletul. Am atâția contestatari încât câteodată mă îndoiesc. Și atunci când mă îndoiesc de ceea ce cred și de ceea ce fac, pentru că mormântul Mântuitorului e prea departe, vin aici.
e unul dintre locurile în care vin. Acum mai sunt și mai aproape de București, dar asta e unul dintre locurile în care vin. Unul din locurile unde poți să vii să te reculegi, poți să vii să îți faci ordine în idei. Acum ajungem la coadă, cred. Aici e Silvaș. Și mai avem 3 km. Deci mai avem ceva de mers. Mie mi-au plăcut reportajele alea făcute de indivizii cu camera lor. De ce? Pentru că întâmplarea face că în momentul în care mai e cineva, câmpurile interferă. Așa sunt eu cu mine, cu Subaru și cu Dumnezeu. Eu cu mine, eu vorba spune. Știu că toată lumea se agață de orice. Totul e de la demn. E o ironie asta. Să-i lăsăm și pe ăștia să coboare. Și de fiecare dată când am avut îndoieli în ceea ce privește viața mea, drumul meu, când am avut decizii mari de luat, am venit aici. Nu o să vorbesc de... să vorbesc de decizii umane. Dar decizia a fost și momentul în care m-am hotărât, în care se punea problema dacă să merg sau nu. Scuze. Să particip la raliuri. Și am venit până aici. Și vreau să spun că a fost decizia corectă, pentru că am învățat foarte multe despre problemele pe care le au piloții, despre problemele care le au sportivii, despre atacurile psihice care se fac la nivel de sport, de pilotaj, de toate astea. Și trebuie să-i mulțumesc părintelui, pentru că dacă nu era el, aș fi renunțat. Pilotajul e un lucru greu. Și nu e pentru oricine și sincer nu credeam că e pentru mine. Pentru că dacă eu mi-am luat carnetul acum 7 ani, pe 30 noiembrie, acum 6 ani, în 2006 am primit Subaru și n-aveam carnet. Și în februarie mi-am luat carnetul. Și oricât ar părea de ciudat, acum venind aici, îmi dau seama că m-am schimbat mult. Că am și bune, am și rele. Dar că în mare, multă lume merge la mănăstire. În fața mea, Cluj, Arad. În mare i-am ajutat pe alții să se schimbe. Sunt mulți alții care au ajuns la aici la Pristrop pentru că i-am îndrumat eu. Sunt mulți alții pe care părintele i-a luat în sub aripa lui pentru că au avut încredere în mine și au venit aici. Și de un lucru sunt sigur, părintele are grijă de mine. De fapt, dacă nu era el, cred că nu veneam azi aici. M-a abat un pic de la traseul meu, într-un cursul de la Timișoara. Dar dacă el a decis asta și l-a hotărât asta și m-a chemat, am zis să vin. Pentru că întotdeauna a avut dreptate. El vede lucrurile cu mult mai bine decât le văd eu.
le vede mult mai detașat. Și automat, văzând lucrurile detașat, e mai obiectiv. Și fi mai obiectiv, evident, poate ajuta mai mult și oamenii, și lumea, și pe mine. Înțelegeți? E aglomerație cam mare, dar o să trecem noi cumva. Eram curios ce fac oamenii aici și ce se simte, care e energia care se simte. Cred că trebuie să revin, că trebuie să parchez. Și am ajuns.
Ce să vedem? Era internet. Da. Data de azi, nu? A, nu, pe n-ajung. Nu asta, cât da. Pe YouTube. Thank you.
Thank you.
Și uit că plouase. Tu cum dacă ploua acum? Trec în partea cealaltă. Bine. Părinte. Părinte. Salut! Ce oră ne vedem la Timișoara? Mâine la 9. La 9? Unde? La casa oamenilor de știință. Mulțumesc! Să trăiești! Da, da.
mai stat de vreun an, de vreun 2 ani. Nu vei tu le depui acolo. Doamne ajută pe el. Nu sunt perfect, probabil dacă aș fi perfect n-aș putea să trăiesc în lume.
la mâncare pe o porțiune a vieții lor, pot să-i îndrum pe mulți. Și asta încerc să fac și eu. Salut, părinte. Știu că primești pe cine vrei și mulțumesc că m-ai primit și pe mine. Și iartă-mă dacă sunt cel mai nevrednic dintre ucenicii tăi. De altă pot și eu să fac.